Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, cel ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas. Iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău om în toate zilele vieții mele. Și mi-ajută cu harul Tău să calc pe vrăjmașii ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Izbăvește-mă, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă întinează, și de poftele cele rele, că a Ta este împărăția, puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!